Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă zeamă bordeleză, fungicid cupric, polivalent și bacteriostatic. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la AgroTV. Începând cu ora 20, am alături de mine doi oameni care fac și agricultură, dar reușesc să ne facă pe noi, pe ceilalți, să înțelegem câteva probleme și când mă refer la probleme, nu o să spun aici la cele legislative, nu facem trimitere către cadrul legislativ, nu vorbim nici despre soluțiile tehnice în mod deosebit, o să ne oprim la câteva chestiuni extrem de importante pentru dumneavoastră, pentru urmăritorii postului nostru AgroTV. Discutăm așadar despre vreme și vremuri. O să aflăm cum va fi vremea în perioada imediat următoare. Știu că sunt ceva motive de bucurie pentru mulți dintre dumneavoastră acolo unde ploile și-au făcut simțită prezența, dar încă sunt multe zone în țară în care deficitul de apă este important și în același timp o să vedem și ceea ce se întâmplă pe piața cerealelor, dacă arată bine culturile în câmp în clipa de față. Toate lucrurile astea le voi discuta preț de un ceas cu domniei Daniel Alexandru, șef secție agrometeorologie din cadrul ANM. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Și domnul Cosmin Iancu, fermier, bună seara și dumneavoastră, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bun, de la ora 21 în acest studio, la această emisiune, va veni domnul Liviu Dragnea, fostul președinte al Partidului Social Democrat și fostul președinte al Camerei Deputaților. Evident că vom discuta tot despre agricultură, despre măsurile care sunt în clipa de față și măsurile care se impun. Așadar, vă invit încă de pe acum să nu ratați emisiunea noastră din această seară, pentru că se anunță una tare interesantă. Ne puteți vedea atât pe TV, dar și pe pagina de Facebook AgroTV. Suntem live și acolo. Până să stăm de vorbă cu domnul Liviu Dragnea, permiteți-mi să încep cu domnul Daniel Alexandru și o să rog și pe colegii mei din regie să afișeze hărțile pe care cei de la ANM le-au pus la dispoziție și să vedem împreună cum va arăta vremea, care sunt prognozele la care trebuie să ne așteptăm. Vă rog, domnul Alexandru. Da. Traversăm o perioadă, am putea spune, bună pentru fermieri. Am scăpat de perioada de iarnă, care într-adevăr a fost o iarnă foarte calmă și, să spunem așa, nu a adus caracteristicile unui anotimp rece. Deși a fost secetoasă din punct de vedere al precipitațiilor, iată că către finalul lunii martie, dar mai mult acum în luna aprilie, beneficiem de un aport de precipitații care au atins în special niște zone care au fost vitregite de acest element, vorbim de apa în sol, astfel că am traversat zilele trecute un cod galben pentru zona Dobrogei, acolo unde deficitul era foarte, foarte ridicat în ceea ce privește atât culturile de toamnă cât și cele de primăvară, dar datorită regimului de precipitații din ultimele două zile, cantități care s-au situat în general între 20 până la 45 de litri pe metru pătrat în zona menționată, pentru, cel puțin pentru primii 0-20 cm, rezerva de umiditate este optimă, satisfăcătoare în unele zone din această regiune. În schimb, chiar dacă pentru grâul de toamnă, cele care au fost semănate în toamna trecută, deficitul era foarte accentuat, aceste precipitații
chiar dacă nu au refăcut, să spunem, măcar la jumătate rezerva de umiditate, am ajuns în situația în care totuși solul să primească o porție semnificativă de umiditate. În ceea ce privește gradul de împrimovărare, este poza pe care o afișați dumneavoastră la această hartă, împrimovărarea s-a produs în special mai târziu decât în mod normal, după cum se observă și culorile de tentă mai accentuată din sudul României, pentru că temperaturile în general au fost mai scăzute. Nu trebuie să uităm episodul de iarnă autentică care l-am avut la începutul acestei luni, vorbim de săptămâna trecută, când am avut temperaturi mult mai scăzute decât normalul perioadei, cu până la 8-12 grade Celsius, situându-se în general minimele pe perioada nopții către dimineață sub 0 grade Celsius, chiar până la minus 6-7 grade Celsius, vorbim de zonele de șes din România, care pe alocuri credem că din punct de vedere al efectelor acestui fenomen târziu, îngheț târziu de primăvară, a afectat în general pomii și vița de vie, lucru care în mod normal intervine, să spunem, în mod rar în România, dar mai preponderent în ultimii ani. Atât temperaturile scăzute, cât și valul de frig care a venit și zăpada din jumătatea de nord a Moldovei are și aspecte pozitive și aspecte negative. Valul de frig, așa cum am spus, posibil să fie afectat într-o proporție redusă pomii și mugurii pomilor fructiferi, dar zăpada care a sosit într-adevăr foarte târziu pentru zona Moldovei a adus un aport semnificativ de apă. Spun asta pentru că, în general, cantitățile de precipitații care se situează în general sub această formă zăpadă, datorită ptopirii lente, face o capabilitate a solului de a absorbi aproape 99% din apa care cade sub formă de precipitații. Și credem că, virgulă, zona de nord a Moldovei și-a refăcut atât deficitul de apă și pentru profunzime, dar și pentru suprafață, atât pentru culturile de toamnă, cât și cele care sunt în curs de semănat sau s-au semănat până în prezent, datorită acestui episod târziu de iarnă. Deci este și un aspect negativ, aspect pozitiv în afară de cel negativ datorat înghețului târziu, dar datorită faptului că totuși nu a durat foarte multe zile, mai mult de 3 zile, nu, aceste temperaturi nu s-au situat, să spunem, sub 0 grade Celsius, o limită biologică care într-adevăr creează probleme pe perioada primăverii, în special pentru pomii fructiferi și vița de vie. Sperăm că nu au fost afectați foarte, foarte mult pomii fructiferi și vița de vie pentru săptămâna trecută. Bun, domnul Iancu, la dumneavoastră aici, în vecinătatea capitalei, cum a fost vremea în această perioadă și dacă au căzut precipitații într-o cantitate mulțumitoare? Știu că fermierii niciodată nu sunt mulțumiți, ori sunt prea multe precipitații, ori prea puține. Ce e drept că în ultima vreme nu putem vorbi de multe precipitații, cu părere de rău, dar e adevărat că ploaia face diferența acolo unde ea vine. Am văzut lucrurile astea și nici nu are rost să discutăm foarte mult pe acest subiect. Domnul Ghinea, exact cum discutam și înainte, de multe ori cine să-l mai înțeleagă pe fermier că ba e rău când plouă, nu se mai înțelege când, nici el pe el, dar ba e rău când nu plouă. Dar lăsând gluma la o parte, având în vedere aceste condiții și acești ani pe care i-am străbătut în ultima perioadă, de cele mai multe ori când vedem ploaie ne închinăm și asta este, îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că ne-a iubit. Voiam să fac o retrospectivă la ce a prezentat domnul Daniel, axându-mă puțin pe partea asta agricolă, în sensul de cum s-a prezentat pe întreg parcursul toamna, iarna și iată acum primăvara din anul agricol pe care l-am început. Trebuie să ne aducem aminte că toamna a fost caracterizată de un climat extrem de secetos, cu o secetă, să-i spunem pedologică, extrem de puternică în cele mai mari zone din țară. Știm foarte bine că am avut parte de probleme foarte mari la ceea ce înseamnă rapița, grâul, în special din cauza fondului secetos, am avut de a face cu atacuri foarte mari de insecte. Știm foarte bine, vremea secetoasă,
induce un comportament mult mai agresiv insectelor și de aceea au fost probleme destul de mari. Pe parcursul iernii, în continuare, această stare și această situație s-a menținut, temperaturile au fost ridicate, activitatea insectelor a fost una ridicată și în premieră anul acesta am fost forțați să intervenim cu produse chiar și în perioada aceasta de repaus vegetativ, când de cele mai multe ori nu se intervenea sub nicio formă la câmp pentru că temperaturile și condițiile nu permiteau. Am ajuns în primăvară, luna martie a fost una la fel destul de secetoasă, ne-am pus semne de întrebare cu verigile tehnologice pe care le aplicăm la culturile de toamnă și în special fertilizarea și aplicarea tratamentelor fitosanitare și de asemenea stătea sub incertitudine foarte mult semănatul culturilor prășitoare. Exact cum a spus și dumneavoastră, am avut parte de o gură de oxigen. Ploile au venit în cea mai mare parte din țară, chiar dacă în multe zone în continuare deficitul este unul ridicat, în foarte multe părți lucrurile s-au, să spunem, normalizat sau putem spune că stăm mult mai bine față de ceea ce am trăit anul trecut. 40 de litri de precipitații pe metru pătrat în ultimile două săptămâni, nu poate decât să ne umple sufletul de bucurie și să ne facă să credităm culturile cu toată încrederea și speranța că lucrurile vor evolua bine. Sigur că precipitațiile la rândul lor vin cu o serie de probleme și problemele sunt generate în special de stadiul de vegetație în care plantele se află la acest moment. Dar cred că pe măsură ce... Pe măsură, da, o să vorbim și despre lucrul ăsta. O să ajungem la ele. Exact. Vă rog, domnul Daniel, eu când ați venit în studio, v-am întrebat așa, cum va fi vremea de Paști? Mă interesează să știu ce pot face. Bine, nu că aș avea foarte multe alternative sau foarte multe variante, dar cred că toată lumea își pune întrebarea asta, că de obicei se spune că așa cum e de flori, așa va fi și de Paști. E adevărat sau nu? Acum, din punct de vedere, să spunem așa, tehnic, lucrurile nu prea seamănă în general cu vorbele din popor. Da. Dacă se mai întâmplă să nimerească, atunci spunem că într-adevăr vorba este adevărată. Dar totuși, dacă ne bazăm pe modele statistice, pe calcule matematice și toate, să spunem așa, instrumentele pe care lumea modernă le beneficiază în acest moment, lucrurile nu stau chiar așa, să spunem așa, previzionist de la o săptămână la alta. În perioada următoare, până să ajungem la Paște, urmează două zile cu oscilații termice, astfel încât până vineri, mâine și poimâine, temperaturile vor urca foarte, foarte mult peste normalul perioadei. Vom avea maxime care vor atinge până vineri 21-24 de grade Celsius, în special în extremitatea de sud a României. În același timp, în zilele următoare, și mâine și poimâine, vin din nou o serie de averse în ceea ce privește precipitațiile, în special pe sud, sud-est, deja unde au fost, dar însoțite de data aceasta și de grindină și de descărcări electrice, deci un fel de vijelie asociată cu aceste precipitații, până în data de sâmbătă, astfel de fenomene meteorologice care sunt cumva specifice pentru acest anotimp, vorbind de primăvară, vor însoți, să spunem, și temperaturile ridicate, care se anunță până vineri, dar vor aduce totuși și din punct de vedere agricol un aport consistent pentru agricultură. În ceea ce privește ziua de duminică, temperaturile vor scădea față de ceea ce am spus că vor urca până vineri la 24 de grade Celsius. Sâmbătă și duminică ele se vor ameliora și vor ajunge până la maxim 18-19-20 de grade Celsius. Într-adevăr, vremea va fi mai calmă pentru perioada la care faceți dumneavoastră referire și interesează pe toată lumea. Vom avea și soare, dar acest soare va fi întrerupt de niște reprize scurte, scurte precizez, de precipitații, care nu vor fi într-adevăr de genul celor care vi le-am spus în următoarele două zile cu vijelie sau cu grindină, ci episoade scurte și, să spunem așa, nederanjante de precipitații, pe un fond de vreme frumoasă și soare, dar, așa cum am spus, 19-20 de grade Celsius. Ceea ce cred că, din punct de vedere neagricol, e o perioadă foarte bună pentru aceste sărbători. Bun, 10 secunde, luăm publicitate și revenim.
Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. După unul zic o să mai... Bun, suntem în direct, ne povestea o chestie amuzantă domnul Daniel Alexandru, dar o să revenim poate altă dată cu ceea ce dumnealui ne-a spus. Lumea într-adevăr vrea să-și planifice timpul cât mai bine și caută să știe care sunt ferestrele în care se pot bucura de natură. Domnul Iancu, revenind un pic la starea culturilor, ele arată mulțumitor. Asta discutam cu mai mulți fermieri și spuneau că pentru etapa asta, în anumite zone, nu peste tot, așa lucrurile este. Sunt în regulă, dar e doar o etapă. Așteptăm următoarea etapă. Așa este. În viața și în activitatea noastră de fermieri, de cele mai multe ori spunem, și asta e la momentul ăsta chiar se potrivește cel mai bine, să spunem că mai este mult până departe. Fermierul este sigur de recoltă numai în momentul în care o are în hambar și nici atunci nu este sigur, pentru că iată ce s-a întâmplat pe piața cerealelor. Dar revenind la stadiul culturilor, voiam să fac o mențiune și anume am avut parte de acest episod de frig pe care domnul Daniel l-a menționat, această zăpada miilor în cele mai multe părți din țară, dar și temperaturi foarte scăzute în celelalte zone. Chiar și noi am traversat două nopți, o noapte cu minus 6 grade Celsius. Gerul s-a simțit și a început de la 11-12 noaptea și temperaturile au scăzut pe măsură ce orele au trecut, astfel încât dimineața să avem această valoare de minus 6. Sigur că acest lucru a fost un șoc extrem de mare pentru plantele de cultură, în special pentru culturile de toamnă. Cu toții am sesizat în cazul culturilor de rapiță faptul că tijele principale au fost afectate, au apărut în cele mai multe zone crăpături pe tulpini și sigur că acolo fermierii trebuie să fie foarte atenți și să intervină cu produse cicatrizante, cu așa zisele fungicide, pentru că acele ferestre reprezintă vectori de răspândire și infecție cu agenți dăunători. De asemenea, în cazul grâului am observat acest fenomen de plante pârjolite, de plante cu vârfuri arse, care sigur că s-a manifestat mai mult sau mai puțin în funcție de rezistența soiului și pe de altă parte în funcție de tratamentele fitosanitare pe care fermierii le-au aplicat. În aceste perioade nu se recomandă sub nicio formă intervențiile în câmp, plantele trebuie lăsate să-și revină din șocul termic, iar în momentul în care temperaturile revin să se facă tratamentele care se impun. De asemenea, în foarte multe zone din țară știm bine că s-a declanșat campania de semănat pentru culturile prășitoare. Mulți dintre fermieri, de teama episoadelor de arșiță care se manifestă în special în perioada de iunie-iulie, momente în care, pentru, spre exemplu, cultura porumbului sunt esențiale în ceea ce privește temperaturile, porumbul se află în perioadă de înflorire, de fecundare și temperaturile ridicate din acele momente creează sterilitate, lucru care se traduce prin producții foarte scăzute. Deci, din această necesitate de adaptare la schimbările climatice, mulți dintre noi am declanșat semănatul, iar în urma acestui episod de frig, temperatura din sol ajunsese chiar la un grad, un grad și jumătate. Sigur că acest lucru ne fiind deloc în regulă pentru plantele semănate. Sperăm că în perioada următoare condițiile climatice să se îmbunătățească, să avem parte de temperaturi de primăvară, de temperaturi, cum să le spunem, normale și dacă ne aducem aminte cum era înainte în popor, semănatul se declanșa în momentul în care bunicii sau bătrânii noștri se așezau în fund pe sol și în momentul în care se simțea căldura, atunci era considerat un moment optim de începere a semănatului. Lucrurile au mai evoluat, genetica a evoluat, însă
iată și aceste sfaturi din popor, din bătrâni, în continuare se resimt și sunt utile. Aș vrea să adaug ceva la cele spuse mai devreme. Într-adevăr, acele fisuri care au apărut, mă rog, în tulpinile plantelor datorită acelui episod de frig, se datorează faptului că substanța coloidală, apa din plante, a prins gheață, exact, s-au format particule de gheață care au străpuns sistemul țesutului vegetal și practic au creat aceste crăpături în plantă. Bineînțeles că asta creează, așa cum s-a spus, posibilitatea apariției de boli și dăunători a agenților patogeni care creează acest lucru. E bine că nu se intervine imediat, pentru că plantele într-adevăr trebuie lăsate să se refacă, dar astea sunt, să spunem așa, consecințele în ceea ce privește efectele unor înghețuri târziu de primăvară, lucruri care, chiar dacă au fost, să spunem așa, mai frecvente datorită acestor curent în ceea ce privește schimbările climatice, sunt lucruri obișnuite. La fel cum este și înghețul timpuriu de toamnă, da, care se manifestă în general prin luna octombrie, înainte să apară anotimpul de iarnă, la fel apar ca și obișnuință din punct de vedere al evoluției vremii pentru agricultură și aceste înghețuri târziu. Adică nu sunt niște noutăți, sunt niște mijloace prin care se pot contracara sau măcar adapta situațiile cu acele perdele de fum care se creează la marginea rândurilor prin o stropire cu apă din punct de vedere al irigațiilor pentru a crea o peliculă de protecție pentru mugurii pomilor fructiferi. Sunt mai multe metode prin care fermierii sunt, să spun așa, avizat și în gardă cu astfel de evenimente târzii de iarnă, cum apar în lunile, în general, aprilie și martie. Bun, haideți că mai avem, cred că, un minut, nu? Până la pauza de publicitate. Mare lucru nu putem discuta în minutul ăsta, dar sunt convins că... Nu, da, asta voiam să fac o adăugare. Sperăm că în perioada următoare lucrurile nu vom mai avea astfel de episoade de frig, pentru că din momentul acesta pagubele vor fi foarte însemnate. Dacă ați mers în afara Bucureștiului, cu siguranță ați observat că deja câmpurile de rapiță încep să se îngălbenească, deja suntem în stadiul de buton galben în multe zone și în special la începutul înfloritului și știm foarte bine că exact cum s-a întâmplat și cu pomii fructiferi, temperaturile negative în acest stadiu pot produce pagube extrem de însemnate. Bun, noi nu vrem să producem niciun fel de pagubă, luăm publicitate câteva minute și revenim după.